În România există câteva orașe în care anumite cartiere ar trebui ocolite de cei care nu locuiesc în ele, după cum îți vom povesti în cele ce urmează. Evident, atunci când spui cartier periculos din România, te poți gândi absolut automat la Ferentari. Totuși, se pare că nu acesta este cel mai controversat din țară. Cu alte cuvinte, există locuri și mai de temut decât cel pe care îl găsești în sectorul 5. Potrivit unui studiu privind calitatea vieții și siguranța locuitorilor din 42 de orașe din România, municipiul Suceava se află pe penultimul loc. Mai rău decât aici trăi numai locuitorii din Alexandria, județul Telorman. Cei 2584 de suceveni intervievați au răspuns studiului Storia.ro, realizat în anul 2017, că Ițcani, un cartier din Suceava, este cel mai nesigur din oraș. Conform legendelor urbane, oamenii de aici trăiesc în general cu frică din cauza multelor conflicte ce s-ar petrece între cetățenii mai puțin ortodoxi, dacă ne permiteți o asemenea exprimare. Imagini dezolante, sărăcie și în general multă mizerie, cam asta poți vedea în acest cartier dacă îl vizitezi de preferat ziua. Rata infracționalității în zona cartierului Ițcani nu este una peste media municipiului Suceava. Mai mult decât atât, pe anumite segmente de infracționalitate au o rată inferioară. Ultima infracțiune gravă cu violență ce a avut un impact social a fost înregistrată în urmă cu aproape 3 ani de zile. La vremea respectivă au fost dispuse măsurile legale. Autorii au fost extrași din mediul respectiv, fiind între timp condamnați definitiv. A declarat în 2017 purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, comisarul de poliție Ionuț Epureanu. Conform aceluiași studiu, Oradea pare să fie orașul cel mai sigur din România. Pe locurile următoare se află Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Sfântul Gheorghe și Timișoara, în timp ce capitala României se clasează abia pe locul 9. Miercurea Ciuc a obținut, de asemenea, un scor extrem de bun, reședința de județ a Harghitei fiind considerată a fi unul dintre cele mai primitoare orașe din România. Cât privește cele mai neprimitoare orașe din România, cu privire la rata infracționalității, sunt următoarele: Alexandria, Suceava, Satu Mare, Bacău, Călăraș, Târgoviște, Vaslui, Piatra Neamț, Galați și Reșița. Dacă este să ne referim la regiunile istorice în general, se pare că Transilvania este cea mai sigură, imediat după fiind desemnate zonele Crișana, București și Ilfov. La polul opus, Maramureș și Moldova ar trebui prin definiție să fie evitate, de vreme ce aici există șanse reale să nu te simți și, în definit, nici să nu fii în siguranță. Evident, este destul de greu să cataloghezi siguranța în ceea ce privește zonele istorice mari, de vreme ce acest lucru se poate schimba de la localitate la localitate. La nivel național, cele mai sigure cartiere sunt Grigorescu, Cluj-Napoca, Otopeni-Ilfov, Aviației București, Gheorgheni-Cluj-Napoca și Răcădău-Brașov. Așa cum am menționat deja la începutul acestui articol, Ițcani, Suceava, deschide topul, urmat fiind de Brestei, Craiova, Alecu-Ruso-Bacău, Calea Caransebeșului Reșița și Bora-Slobozia. În egală măsură, cartierele Micro 40 din Galați și Vidin din Brăila intră și ele în topul celor mai periculoase zone în care te-ai putea aventura. Firește, toate acestea au legătură cu sărăcia, aceasta fiind direct proporțională cu educația. Până la urmă, unei familii sărace îi va fi foarte greu spre imposibil să-și trimite copiii la școală, iar de îndată ce aceștia vor crește, vor căuta surse alternative de a obține un venit. Așa cum deja te-ai prins, este vorba strict despre încercarea oricărui individ de a supraviețui într-o lume care nu i-a oferit nimic.